Salut, broșilor, și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Made in 2 Raw Server Carpathian, de data aceasta. Eu sunt Taker și înainte de toate vreau să vă rog să lăsați și voi un like, să vedem dacă putem să strângem 100 de like-uri și un subscribe pentru că ne apropiem de 2000 de abonați și vă sunt tare recunoscător pentru că suntem o comunitate super și ne-am dezvoltat super repede, deci chiar super repede. În orice caz, de data aceasta este evenimentul cu cufre clar de lună. Și vreau să vă arăt unde bat, adică mai exact bat în ultima cameră la mai mulțele ușoare. Presupun că este cel mai bun loc în care ai putea să farmezi la nivel 25. Nu vreau să spun că este un rezultat wow, adică mai sunt încă 15 minute din event. Și am strâns până acum 652 de cufere, dar nu am farmat 100%, adică hardcore, pentru că mai venea unul, mai trebuia să mă bat cu el, să schimbăm CH-urile, știți și voi cum e la eventul cu cufere clar de lună, pentru că, nu știu, toată lumea la CL-uri, zici că e eveniment PvP, mă, în ultimul timp CL-urile, nu mai e eveniment de drop, e direct care are PvP-ul mai bun, mai ales în CD3, din ce am înțeles în CD3 este rupere. Ok, hai să scot linia asta de chat. Parcă merge mult mai bine acum. Da, chiar merge mult mai bine, se vede. Fac undeva la 4-5 CL-uri pe mantie, după cum se poate observa. Mai fac și câteva seturi de carduri. Am făcut și, cred că, undeva la 15 seturi sau 20 de seturi aproape de când bat. Să-mi lăsați mie în comentarii, vă rog, cei care jucați pe Carpathian, cât credeți că e un auriu. Pentru că mă gândesc să le desfac și să ori să le vând, ori să aștept un menu, deși am aici menu pe ăsta, dar pentru ăla 1,5 KPV, mi se pare destul de ok. Bă, ia uite, un nou de mai mult, hai să-l deschidem, poate ne pică și nouă ceva bun. Un cufăr. Băi, eu zic că dropul, ia uite, 1.3 PV, 200 kg, destul de decent. Eu zic că dropul e destul de bun. Nu știu cât mai sunt 200 de CL-uri pe Carpathian, dar cred că în jur de 50-60 de milioane. Nu pot să zic că este un rezultat superb, având în vedere că unii de nivel 50 în serie 3 fac și 3-4.000. Dar eu nu pot cel mai mult, pentru că 2 uni plus multe seturi, din care probabil o să mai scot un auriu 2, adică aproape 3-4 uni, eu zic că în 4 ore de farmat la event, la nivel 25, chiar e bine, poți să-ți faci niște iteme cu care să te dezvolți destul de bine. Și hai să vă arăt cu ce iteme bat momentan. Armura asta pe care mi-a dat o umbră, blindaj plus 9, 2 KPV, grabă plus 4 și atât. Mă rog, și 5 și 3 absorbite de PV. Cerce de cupru plus 9 goi. Și hai să donăm și noi XP-ul, pentru că nu vrem să facem level. Ok. Cerce de cupru plus 9 goi. Golier de cupru 1.5, 3 blocare. Blocarea asta chiar ajută foarte mult. Eu chiar folosesc, pe lângă blocarea pe care o am pe golier, și cerc de artificii. Pentru că șansa la necunoștință, băi, e semnificativă. După cum se poate observa, majoritatea maimuțelor iau stun instant și ele îmi dau undeva la 200 damage, adică dacă nu aș avea asta chiar ar fi urât. By the way, am făcut roșii de skin-ul ăsta cu 2K20 farmec. Mi-l dat un băiat și mi-a dat Poppy, culmea, adică Popica, omul la care mă uitam eu pe live-uri acum 3-4 luni înainte să mă apuc de canal. Bine, juca omul barbuț sau ce mai făcea, avea un content super și chiar îmi plăcea să stau pe live-urile lui seara, cred că deci Poppy e singurul YouTuber la care chiar pot să stau, băi, fără să mă plixesc pe live, pentru că, nu știu, are un stil așa care te face, bă, să mor de râs acolo, adică și el și Leu ăla, fai de viața mea, deci e panara, mă rog, de tot. Bine, păcat că asta că am lăsat în ultimul timp, am văzut că i-au închis ăștia de la Gameforge canalul, cred, sau cred că și-a pierdut, pentru că nu ți minte să fi făcut private. Dar, mă rog, revenind, trecem peste. Papuci 1K5 critică. Destul de decenți. Brățar de argint plus 9 goală, pe care mi-a cumpărat-o umbră. Și mulțumesc foarte mult. Scut pentagon plus 9 cu imun, tot de la umbră.
și coif plus 9 cu una absorbită pe care mi l-a dat un băiat de pe live-ul lui Umbră și mulțumesc foarte mult. Mi-a mai dropat încă cineva azi un 3 mânuși care, băi, se simt foarte, foarte bine. Deci mânușa tâlharului, eu la momentul respectiv cred că am undeva la 300. Aoleu, nu zice că mor. Da, și mai am momentele astea în care mai mor. Contul nu este pus la punct chiar deloc, adică mi-ar trebui neapărat rubinul ăla cu apărare, rezistență medie și pagubă medie, dar neavând bani să-l iau, o să trebuiască să farmez, să mă bazez pe evenimente cât de mult se poate și na, să rup. Adică și la cele ori acum eu zic că am rupt, nu o să deschid cuferele clar de lună pentru că sunt de părere că mi-am luat destulă gherlă pe Tiger Ghost. Poate pe Tiger o să mai deschid cufere, dar aici nu. Poate după ce termin alchimia și fac G-ul aură sau P-ul, bineînțeles. Ia să vă mă, cartea asta aura cât mai are? Arde interior, dar am... Ce e asta mă? Arde interior, dar am liniștit corpul. Ce meu trebuie să... Am înțeles, cred că mai durează 5 minute, asta n-am mai văzut-o. Ok, hai să-i dăm tare. Mai avem încă 6 minute de event și eu chiar sunt mândru de ce poate contul ăsta la nivel 25 fără nimic, fără pet. Ah, da, și petul, da. Am înțeles, trebuie să-mi cumpăr și un pet neapărat. Adică o să deschid câteva cutii cu pui. Pentru că un pet chiar la nivel mic oricum te ajută. Poate la următorul eveniment cu cufere clar de lună o să mai fac și eu câteva item, o să fac alchimie și o să văd diferența între a bate la maimuțe și a bate la bol la nivel 25. Sincer, cred că este o diferență semnificativă, adică cel puțin prietena mea în 3 ore jumate la bo pe Tiger, unde dropul nu este la fel de bun, bine, are și brățara cu 20 drop, dar aici este 100 la, este drop dublu din server, dacă nu mă înșel. Nu știu exact cum funcționează, dar presupun că, având în vedere că scrie aici că bonus special eu am 300%, bonus, cu bonus dublu din server ar însemna că ar fi 600% drop. Deși, nu știu ce să cred, dar lăsați-mi și voi în comentarii dacă știți asta cu Carpathiansul. Eu știu că e un bonus dublu de la server, dar mai mult de atât chiar nu am idee. Ce voiam să zic? Prietena mea a făcut undeva la 600 pe Tiger Ghost în 3 ore jumate, pentru că nu știu de ce, dar... Pe Tiger, pe evenimentul ăsta, a ținut mai puțin cu jumătate de oră. Nu știu, poate așa s-au trezit ăștia de pe Tiger să oprească evenimentul. Nu mi-explic, deși era anunțat să țină pe toate serverele la fel. Dar aparent nu a fost să fie. Oricum. Băi, cu 300% drop, mie mi se pare că bat foarte, foarte bine. Cu niște iteme cu 20% drop, adică să fie avut full, însemnând 340% pentru că am și mânușa site oricum. Cred că aș fi făcut minim 900, să zic, sau măcar 850. Pentru că momentan am 683 și cu încă cel mai probabil o să mai fac încă 20, încă 17 în aceste 6 minute. Mai mult ca sigur o să fac un 700 până la sfârșitul evenimentului și sunt destul de mândru de asta pentru că la nivel mic nu poți să cer frate să faci 2000 de călăuri instant. Oricum, mi-a lăsat cineva în comentarii să fac niște videoclipuri cu metode de făcut yang la nivel mic și chiar asta o să fac, pe asta o să bazeze o parte din seria de pe Carpathians, pentru că având și dropul dublu o să mă împrumut la Umbră de niște iteme cu 20 drop sau poate pare cineva iteme cu 20 drop de nivel 25 și o să merg la farmat la Brutali în map 2 să vedem dacă merită. O să merg și în Imha chiar, adică avem content deja planificat, numai să-mi găsesc ceva timp să filmez pentru că pe Carpathians este destul de greu la început și până nu fac rost de un rubin parcă nu aș vrea să mă bag la farmat excesiv, adică un eveniment de ăsta mai merge, un ad sau un eveniment cu schimbă mai merge, un pescuit, dar să mă duc la bow acum, să la metine de 45 nu prea ar fi ce trebuie. Pentru că, bine, o să testez, cred că în videoclipul viitor,
Poate până clipul viitor o să fac rost de Rubin. Și apoi o să fac un test cât de mult ajută Rubinul legendar, pentru că m-am decis până la urmă și o să pun legendară, nu mitică. Nu prea văd rostul, poate o să mai fac încă un cont de nivel mai mare, pentru că mi-ați recomandat și voi că un farmer de nivel mic nu produce atât de mulți bani. Așadar, poate o să fac un cont de nivel 61 Sura, un Sura AM sau 55, nu știu, vedem. Cred că o să fac un sondaj pe comunitate în privința asta. Și cu suralogul acela o să putem farma și noi mai mulți bani, pentru că am auzit că din crescut CD3 chiar faci bine. Bine, crescutul ar fi o variantă bună de făcut bani și la nivel mic. Chiar sunt curios de ce prețuri se cer de la level 1 la 30. Dar dacă se cere undeva la în jur de 10k, păi cred că o să mă apuc și eu de crescut conturi, pentru că e ce trebuie. Pur și simplu, faci foarte mulți bani și tu oricum, pe lângă asta, mai ieși și dinți de orc, dacă e vreun eveniment mai dropezi și acolo, mi se pare foarte rentabil. Nu știu exact prețul dintelui de orc pe server, dar presupun că este undeva la 500k un caca față de Tiger. Îmi place mult la serverul ăsta, că aici poți să faci bani în absolut orice, adică sunt mulți playeri, multă lume caută, e și cerere mare, e și ofertă mare, cam asta e treaba. Bine. E și o parte nașpa că aici sunt mulți bobări și, să zic așa, cred că au monopolizat piața. Dar să vedem când o să-mi iau sticlă, pentru că nu mai am MD-uri momentan. Mi-a dat un băiat un voucher de 50 să-mi iau mânușe și mulțumesc foarte mult. Te pup. Nu o să dau nume pentru că se știe el. După ce mi-au sticla, o să fac și eu o mică cercetare de prețuri și cred că pe acest server din o mare parte din venituri se va datora sticlei, pentru că odată ce ești bișnițar, pur și simplu, bine, ar trebui să fii bișnițar să ai și shop offline, pentru că cumperi un diamant, să zic că cineva se grăbește, îl pune pe shop la 55 de milioane și el fiind 60 pe piață. Tu îl cumperi repede, într-o secundă, și îl pui pe shop la 60. El se ia, să zic, în maxim o oră și așa ai făcut profit, tu ne-ai făcut nimic. Știți cum e chestia aia? Când ai bani, bă, pur și simplu parcă faci mai ușor bani. Dacă n-ai, faci greu rău de tot. Deci primii bani greu mă, să-i faci. După vine de la sine. Hai să vedem. Deci cred că am făcut undeva la... Da, bă, am trecut de pragul de 700 de cufere în 4 ore. Dacă nu, stăteam și pe Tiger Ghost, unde am făcut aproximativ 1200 de cufere cu liliacul, adică nu am stat eu să farmez hardcore. Cred că făceam și mai mult, dar vă mulțumesc cu atât momentan. Să-mi spuneți și voi câte cufere ați făcut și unde ați farmat. Și chiar sunt tare curios dacă în serie 3 este așa de rupere pe Carpathians, pentru că din ce am auzit sunt și conturi de nivel 55 cu alchimie mitică excelent aici. Și să ai mitică full la 55 e ceva. Și cred că necesită o investiție de mai mult de 100 de lei, cât am zis eu, minimul necesar pentru mânușă și câțiva bonus de început. Adică un rubin excelent, cred că e peste 1000 de won și asta înseamnă foarte mult. Bun, hai să luăm și asta și evenimentul cred că o să termine în curând. Poate mai apuc încă o lură și să bag și artific asta. Moonlight drop? No, nu-mi ce. S-a terminat, nu? Da, mă, s-a terminat off. Am înțeles cum stăm. Ia să vedem. Băi, eu zic că am făcut destul de bine. Hai să dăm un restart în oraș să vedem cam care a fost prada la acest eveniment. Așadar, la nivel 25, în 4 ore de Moonlight, am strâns așa, 7, 10, 16, 21 de seturi și aproape 710 cufere. Băi, eu zic că e bine. Să-mi lăsați și mie în comentarii prețul la auriu și la cufere, chiar sunt tare curios. Și până data viitoare, noi să ne auzim cu bine, broșilor. Se poate farma și la nivel 25 destul de decent.
fără iteme wow, dar o să mai caut metode de făcut Yang la nivel mic și o să urmeze un episod bazat numai pe metode de făcut Yang la nivel mic în curând. Eu am fost Taker, vă pup și vă iubesc, lăsați și voi un like acolo și un subscribe să ajungem mai repede la 2000 și până data viitoare noi să ne auzim cu bine, ciao!